Și anul trecut cu Brașov am avut același start greu în play-off. În general, în play-off se construiește echipa să ajungă în vârf de formă în semifinale și în finală. Nu poți să fii în vârf de formă o lună de zile. Deci mă așteptam să ne fie ceva mai greu. Phoenix-ul a băgat mingea în coș extrem de bine. Asta, într-adevăr, a fost o surpriză. Fetele noastre au luat un pic mai ușor meciul decât trebuia și mai ales avem o foarte mare problemă, absența pivoților. Nu avem pivoți și a trebuit să ne adaptăm la jocul ăsta. Phoenix având un pivot foarte bun. Cât vor conta aceste absențe în economia duelului, marelui duel cu Ice Mara din semifinale? Păi asta vom vedea. Cred că va conta foarte mult. Ei vor pleca cu un avantaj major, mai ales că au doi pivoți, Brunfield și cu Pluf, sau Plufe, nu știu cum se pronunță, extrem de valoroase și de puternice. Cine este favorită în această semifinală? În contextul în care noi nu avem pivoții și cu siguranță nu o să putem să-i folosim, Whittington este operată, 4 luni va lipsi cel puțin, iar Watson încă nu își revine. Cred că Aradu pleacă favorit, dar sunt convins că a mai plecat Aradu favorită și jucătoarele noastre și-au făcut bine datoria și vor muri pe teren să câștige meciul. Vă mai gândiți la titlu? Deocamdată ne gândim la meciurile cu Aradu. Cred că așa e și corect să luăm pas cu pas. Am început sezonul gândindu-ne la meciurile de mai târziu din sezon și am făcut pași greșiți. Nu. Corect este să luăm fiecare meci și să vedem ce putem îmbunătăți la fiecare săptămână.